Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Începem anul cu un subiect pe care voi mi l-ați cerut, și anume cum aflăm sufletul pereche într-o astrogram. Sinăstria, pentru că despre asta vorbim, este un studiu comparat al hărților astrale natale a celor doi parteneri. Astfel se vede cu exactitate natura acestei relații și mai ales unde va duce ea în viitor. Sigur că sunt afinități sau disonanțe de semn zodiacal, clare, pe care eu vi le-am arătat în fiecare astrograma voastră, dar sinăstria este ceva personalizat și la subiect. De-a lungul vieții poți întâlni persoane față de care să simți că nu poți să trăiești, care te stimulează într-un fel sau altul, pe care nu îl înțelegi, care scot din tine o latură pe care nici măcar nu ți-o cunoșteai. Există în viața fiecăruia persoane care declanșează în interior o stare de bine, o stare neînțeleasă, de ură, de bucurie, de agresivitate, de constrângere, de stimulare mentală sau orice altfel care să provoace o reacție ce nu poate fi ținută sub control. Orice studiu de sinăstrie urmărește compatibilitatea între două persoane și pornește întotdeauna de la predispozițiile individuale ale celor doi. În general, se iau în considerare tiparele native pe plan fizic, emoțional, spiritual, mental. Se observă temperamentul, personalitatea, tipul de relație pe care îl caută sau de care are nevoie și el nici nu știe. În același timp, astrograma natală poate oferi informații despre disponibilitatea de a dezvolta atașamente, despre punctul vostru slab pe care fiecare l-are la naștere, locul în care poate fi expus sau vulnerabil, care îl poate aduce spre un anumit tip de dependență și în care, dacă este atins într-un anumit mod de altă persoană, el nu poate ține lucrurile sub control. Despre asta eu v-am spus în astrograme. Spre exemplu, dacă partenerul are pe Mercur în Scorpion și Marte în Berbec, atunci tu trebuie să fii avertizat că toate acele porniri și însușiri aduse de aceste planete, adică dorința de investigare, scotocire, multă forță și multă energie, pasiune, ei, toate vor veni în viața ta și nu știu dacă ești pregătit pentru asta sau cât timp vei suporta asta. Sau alt exemplu, dacă partenerul are ascendentul pe casa ta 5, tu o să-l percepi ca o persoană cu care poți să te relaxezi. Simți bucurie în prezența lui și cu siguranță poți avea o relație bună pe termen lung. Sau dacă planeta Venus a partenerului cade pe casa ta 8, atunci vei simți o atracție foarte mare față de acesta. Instinctuală, uneori de necontrolat. Dar nu o să vezi niciodată că, de fapt, el controlează și va cere de la tine mai mult decât poți da. Și relația nu are niciun fel de succes în viitor. De aceea, toate acestea trebuie să ți le spună cineva specializat, care să te informeze corect și apoi decizia. Riscurile, cum se spune, îți aparțin. Cea mai grea casă de interpretat este casa 12, acolo unde lucrurile nu sunt pipăibile ca la celelalte case astrale. Aici vorbim despre lucrurile invizibile, inconștientul vostru, planul psihologic și spiritual. Aici, față de partenerii care aduc planete în casa voastră 12, nu veți putea fi niciodată rațional. Nu veți putea controla reacțiile. Și celălalt va fi cel care dă tonul în relație, pentru că este conștient de toate astea. Suprapunerea celor două case, 12, a celor doi parteneri, arată cât de lungă sau cât de scurtă va fi relația. Adică vedem latura instinctivă a celor doi și posibilele reacții necontrolate din partea lor. Sigur că nu este simplu să faci un asemenea studiu pentru cei doi parteneri și cel mai greu este, de exemplu, să le spui că oricât de mult se iubesc ei acum și vor să se căsătorească, în câțiva ani vor avea niște probleme care vor duce la divorț. Este doar un exemplu care mi-a venit în minte și care mi s-a întâmplat și mai devreme decât
M-am așteptat, s-a dovedit că aveam dreptate. Pentru că, vedeți voi, nu numai planetele voastre influențează relația, ci și factorii externi, cum ar fi soacra, afacerea care necesită prea mult timp, alți amici din anturaj care își bagă coada, până și bucățica aia de hârtie numită certificat de căsătorie schimbă oamenii. Și mai este vorba și despre relațiile karmice, pentru că, de fapt, aici doream să ajung. Și vă voi spune despre cei trei indicatori pe care îi analizăm pentru aflarea sufletului vostru pereche. Primul indicator este dacă nodul nord al partenerului este în casa voastră 7 sau invers. Este important, deoarece nodul nord, pe care eu vi-l explic în detaliu în astrograme, arată scopul în viață, arată credința, destinul în viață. Iar casa 7, într-o astfel de analiză, este casa parteneriatului de suflet, a sufletului pereche, a căsătoriei. Așa că, atunci când vom întâlni o asemenea poziționare a nodului nord, înseamnă că acea persoană ți este pe destin. Asta sugerează o legătură karmică între voi. Nu înseamnă că va fi neapărat o legătură bună, o poveste de dragoste așa ca în povești, dar cu siguranță că ea trebuie să se întâmple. Pentru că aveți ceva de rezolvat din alte vieți. Fiecare dintre voi aveți ceva de învățat din această relație. Într-o astfel de relație vei simți că persoana cealaltă este destinată vouă. Și chiar sunt curioasă dacă ați trăit așa ceva în viața voastră. Și nu uitați să-mi lăsați comentariile, să vedem dacă ați avut asemenea legături energetice puternice. Al doilea indicator este nodul sud și casa 7. Cu toții știm că nodul sud înseamnă viața trecută, vechile obiceiuri cu care venim din alte vieți, sacul nostru karmic, cu ce venim noi în această viață și cunoaștem foarte bine din alte existențe. Așa că, atunci când nodul sud al vostru sau al partenerului se află pe casa 7 al celuilalt, cu siguranță înseamnă că în trecut ați avut o viață împreună. Vă veți simți cu acea persoană foarte familiar, ca și când l-ați cunoaște de o veșnicie, și simțiți că ceva a rămas neterminat sau nespus. Relația cu siguranță nu va fi una ușoară, dar cu siguranță ceva datorii karmice vor fi plătite. Cam aceeași interpretare se dă dacă nodul sud este în casa 12 a partenerului, sigur cu alte conotații de detaliu. Și al treilea indicator este punctul numit vertex, denumit și poarta destinului, care nu este nici planetă și nici asteroid. Este de fapt un punct matematic, care de asemenea indică punctul vostru de destin pe harta astrală. El se calculează foarte greu și indică momentele de răscruce pe harta natală în legătură cu relațiile în cazul nostru. Dacă el se găsește pe casa 7 a celuilalt, atunci indicația este că cele două persoane sunt cu adevărat suflete pereche. Chiar dacă poate nu au o relație romantică foarte puternică, ci mai mult prietenească, este clar că ți-a fost pe destin să întâlnești acea persoană. Va fi o relație mai ușor de dus. Parcă totul vine de la sine, parcă greutățile inerente nu sunt așa de luate în seamă. Dar dacă vertexul pică în alte case, sigur și interpretările sunt diferite aici. Poți să fii sigur că el o să-ți aducă o persoană la care nu te așteptai, într-o împrejurare absolut neprevăzută, și va crea o viață alături de acea persoană așa cum nu te aștepți. Sigur, mai putem vorbi despre asteroidul Juno, care vorbește despre căsătoria propriu-zisă și multe, multe alte aspecte, dar nu vreau să vă plictisesc acum cu prea multe detalii. Și ca să încheiem într-o notă de cancan, amuzantă, dar cât se poate de reală, o să vă spun doar câteva vorbe despre sinăstria dintre Angelina Jolie și Brad Pitt. În imagine, ca exemplificare, aveți astrograma Angelinei Jolie, care este gemeni cu ascendent în rac, suprapusă peste cea lui Brad Pitt, care este un săgetător cu ascendent în săgetător.
două personaje total opuse. Și o să vedeți de ce s-au despărțit când nimeni nu credea că este posibil. Și pentru cei care au minime cunoștințe de astrologie, se poate observa că atracția lor era de natură sexuală, chestie dată de Marte conjunct cu Jupiter. Și mai aveau în comun dorința unei familii mari, dată de Jupiter sextil cu Soarele. Dar și de nodul nord în casa 5, care arată o datorie karmică față de copii, pe harta Angelinei. Ce mai aveau ei în comun? Mai aveau interesele umanitare comune, date de Soare și Mercur pe casa 11. În harta ei se vede clar că fidelitatea este temă de nenegociat într-o relație. Ceea ce la Brad Pitt, care este un spirit liber, libertin, cu dor de ducă, nu este o temă de care să țină seama. Din poziționarea lui Marte pe casa 1 se vede clar atracția, furia, dar și lupta de dominare între ei, deoarece personalitatea lui era total opusă. Sunt multe de spus într-o astfel de analiză, dar în câteva vorbe, ați înțeles de ce doi oameni care se iubeau așa de mult au ajuns să se despartă și să nu-și mai vorbească. De aceea este importantă o astfel de analiză astrală atunci când sunteți atrași de o anumită persoană. Pentru asta aveți nevoie de data și ora de naștere a voastră, dar și a partenerului. Acestea fiind spuse, dragii mei, mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului și să distribuiți materialul pe rețelele de socializare ca să primiți automat toate noutățile. Vă pup, vă doresc pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.